Proiectul de construire a spitalului modular se apropie de finalizare. Unitatea are scopul de a consolida capacitatea medicală de care dispune în prezent Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, a cărei activitate este afectată atât de hibele cauzate de lipsa dotărilor tehnice, cât și de urmările incendiului din 2021. Managerul Claudia Cambrea asigură că acesta va fi funcțional până la finalul anului acesta.